Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Se mai desfășoară un recensământ în perioada asta? Nu doar. Voi v-ați autorecensa, nu? Da. Da, eu încă aștept recensorul să vie. De ce? Să mă ciocăne la poartă. Așa, vreau să văd, să interacționez cu un om viu. M-am săturat de roboți. Serios, vorbesc. Eu nu mă așteptam de la tine, acum, serios. Păi asta îmi place, mai și surprinde. Așa digitalizat cum te-ai prezentat și eu. Da, e o mare surpriză. Bă, râde de mine de ani de zile că umblu cu cash, că mă duc la coadă, că Da. Când a fost vorba să facă ceva pentru societatea noastră. Societatea noastră digitalizată? Da. Îl pune pe omul ăla pe drumuri să stea cu hârțoagele să... Ducă, vine cu tabletă, vreau să fac tabletare. Să stea cu tableta, să completeze. Aveți grijă în Corbean, că dacă mergeți la domnul Petran, nu vrea să vă fure tableta. Aveți, bă, ce înseamnă să ai contra, nu te interesează ziua liberă, știi ce zic? Da. Ce zi liberă, mă? Bun. Luca s-a autorecensat ca să-și ia ziua liberă. Da. Tu ți-ai făcut hârtiile să-ți iei zi liberă? Mi-am și luat-o, s-a dus. Unde ți-a luat ziua liberă? Când am fost în vacanță de Paște, am scăzut din deranj. Da. Ai lipsit o zi de la radio? Auzi, dar dacă faci ajuns pe cineva să se auto-recenze, nu luai în o zi liberă? Mie asta mi-a plăcut mult, aș fi făcut voluntariat puternic. Ai văzut? Măcar la 10 persoane. Vezi că și ție îți place capitalismul, totul e să-i descoperi cu interesarea. Da. Aici e problema cu tine. Hai zile de ce recensământ mai e vorba. Recensământ, e vorba de recensământul berzelor. Tot la noi ajunge. Vrei să participați? Participați ca recenzori. Deci, Societatea Ornitologică Română reia pentru al 6-lea an consecutiv numărătoarea berzelor albe cu aplicația Uite Barza. Noi am mai vorbit despre ea. Da, de data asta, deci aplicația Uite Barza pentru păsări. Pentru păsări, bun, da. Deci, cine are smartphone, da. Barza copil, a fost prea subtil asta. Luca s-a strâmbat că nu înțelegea. Bun. Dacă ai smartphone, poți să participi la recensământul berzelor până pe 10 iulie. Începe pe 10 iunie și ține pe 10 iulie și trebuie descărcat o aplicație. Este valabilă și pentru Android și chiar și pentru iPhone. Îi spune Uite Barza. Deci intri în Google Play sau în App Store. Care este miza acestui proiect? Miza este să știm câte berze sunt în România și cum evoluează populația de berze. Why? Și berzele sunt foarte iubite. Sunt niște păsări frumoase, grozave, ele fac, migrează și ne spun lucruri despre cum evoluează clima, despre cum e cu poluarea și așa mai departe. Aha, nu m-aș fi gândit. Și mănâncă dăunători, chestii, mă rog. Deci, se descarcă aplicația asta, se deschide și cum vezi un cuib de barză, pac, de exemplu, dacă te duci, eu am văzut, te duci spre Călăraș, așa. Ieși de pe autostradă în la Lefiu. În București nu o să găsim niciodată berze. Cred că la margini găsești. Da, în apropiere, dar pe drumul București. Spre Călăraș, de exemplu, când treci prin sate, sunt o mulțime de cuiburi de berze. Uh-huh. Când eram mic și mergeam la țară la bunici. Da. Aha. Era o mulțime de berze. Da, și cum spuneam, sunt foarte iubite, se consideră că aduc noroc. Te apropii de cuib, activezi GPS-ul pe aplicația respectivă, mă rog, sunt toate instrucțiunile acolo, ca să te poată localiza aplicația, faci o poză și o trimiți. Și în felul ăsta ai recenzat. Și este super ok, adică poți să devii recenzor. E complet gratis, nu trebuie să plătești nimic pentru asta. E o zi liberă? Eu pot să pun pariu că tu în perioada 10 iunie 10 iulie vei fi în zona satelor călărășene. Dacă mă duc la Socri, da. Dacă mă duc la Socri, da. Mai pe tine umanoid, nu te-ai recenzat. Da. Mai e o problemă. Să vină altul manoindu de la primărie să mă recenzeze. Berzele nu știu exact unde să-și facă ele cuibul. Își fac, și își fac în locuri în care n-ar trebui să fie. Se mai întâmplă și lucrul ăsta. Își fac pe stâlpii de electricitate de multe ori. Da. Și atunci poate e bine să chestia asta îi ajută pe cei care urmăresc recenzia să mute cuiburile respective. Da, așa este. Deci compania de nu știu care dintre ele, dar a avut un proiect în urmă cu câțiva ani în care... tot așa, era crowdsourcing, oamenii se duceau, făceau poză, și dacă era pe un stâlp de electricitate, îi mutau cuibul. Se duceau și mutau, creau, construiau ceva acolo și, mă rog, îi mutau cuibul. Și apropo, Societatea Ornitologică Română are și un feed video live de la un cuib de barză, care e în comuna Călugăre, din județul Giurgiu. Au făcut, deci e Big Brother cu berze, dacă vă interesează. Este camera pusă acolo. Au pui acum și cum ajungi să vezi? Cel mai simplu, cauți pe Google, Uite Barza live stream cuib. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.